Salut și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi ne vom juca din nou după vreo săptămână, cred, Clash Royale. Ei bine, n-am mai jucat de ceva timp, puteți vedea și voi, dar am pregătit și eu aici câteva chesturi câte îmi permite și mie timpul și, nu știu, viața, practic. Suntem destul de bine cu clanul. Ia mă câte trofei avem, suntem bine sau nu? Ce e asta, mă? Colect, așa. Deci, cu clanul avem 33.499 la clan score. Nu uitați și voi, fraților, dacă mai vreți mai multe episoade în continuare de Clash Royale și să continuăm cu seria și... Poți să stai și tu băgat, firule? Să continuăm cu seria și toate chestiile astea, să apăsați pe butonul de like, chiar așa aprecia foarte mult și mă ajută mult. Și dacă și vouă vă plac clipurile, de ce să nu apăsați butonul ăla de like? Că așa facem și noi treabă. Bun, hai să vedem, cred că ne mai trebuie, da, destul de mult. Trebuie să avem 34.600, ne avem 33.000, bă, oricum o să intrăm în scurt timp acolo. Hai să deschidem aceste chesturi pentru că avem crown chest-ul, n-am mai deschis de mult, poate pică și mie ceva bun, pentru că nu prea... Double Elixir Draft Challenge-ul. Facem live, când o să apară facem live. Facem live când o să apară. Bun, hai să vedem. Deci avem, uite aici, New Friendly Battle. A, deci deja este Draft Challenge-ul. E, Draft Challenge, nu-i cu Double Elixir. Poate cineva. Poate cineva și nu știu. Hai să deschidem chestul ăsta, că prea vă țin așa în suspans. Mai ales că apare și în titlul chestul ăsta. Tesla și niște elixiri colectoare. Hai să deschidem și ăsta, absolut nimic bun. Wow, hai că m-am fericit, bun. Și dacă tot am deschis și astea, pentru a fi un case opening mai complet, plus că eu am și nevoie de giant chest-uri, chiar sunt super importante gen pentru mine, o să deschidem încă un giant chest. Bun, haideți să vedem cine pică din acest giant chest. Nu uitați în momentul ăsta să comenteze toată lumea cu ce crede că îmi va pica mie din acest chest. Vreau cu toții să comentați ce credeți că o să-mi pice mie din chest. E foarte importantă chestia asta, ok? Let's go! Dinainte gen, puneți pauză, comentați, reveniți. BOOM! Deci avem 1960 gold, avem golul maxim. Deci avem un lightning, deci ne-a venit deja epica. 28 de rare și comune. Cannon! Putem să-l facem la level 10 totuși, dar nu Cannon, nu vroiam Cannon. Băi, deci din toate cărțile astea pe care le-am eu în deck, nu putea zap, nu putea ăsta, nu putea ăsta, nu putea arca și nu mi-e de Cannon. Bă, pot să-l fac la level 10, ceea ce-i șmecher, nu cred că am nicio comună la level 10. Nu cred. Da, chiar n-am nicio comună la level 10. Era interesant că puteam totuși să facem o comună la level 10. Dar acum aia e, nu? Hai să vedem dacă joacă cineva, dacă o dă cineva pe draft cu mine. Nu știu dacă se bagă cineva. Oricum, majoritatea din clan mă urmăriți pe YouTube, de cei cu care, gen, înțelegeți voi. Majoritatea mă știți de pe YouTube, deci e ok, poate se bagă cineva la un draft. Da, hai că se și bagă. Dacă este, ne băgăm noi la un normal, cu deck-ul ăsta al meu profesionistic, ne băgăm la un battle normal și după, dacă este, vedem, poate intre cineva gen și vom juca cu el acolo, nu știu, vedem, dar sperăm că o să fie interesat. Oh my god, m-a luat tare și nu-mi place. Hai că cred că cu asta îl rezolv. Bun, și ar trebui să pun și asta. Îmi dă ceva damage, dar îi voi pleca pe un push destul de puternic, zic eu. Ok, hai să vedem. Eu cred că îi dau turnul jos, dacă mă concentrez un pic. Deci ne trebuie un 3 și cum... Hai să mai punem și un de ăsta. Nu! Mamă, dacă mă mișcam... Zap, am zap-ul? Ha, mă. Mamă, m-am mișcat la țanc. Rupere, bă! Rupere, bro! Mamă, i-am dat bine rău de tot. Hai să vedem knight-ul ăsta dacă dă acolo ceva, absolut nimic. Bun, și îl rezolv cu un Skarmy, uite aici. Hai să vedem cum se descurcă Skarmy-ul nostru. Bă, aparent foarte, foarte bine. Hai să vedem. Nu! Nu cred, mă, mi-a dat turn. Ok, lasă-mi-l de tot. Ok, deci am avut ghinion acolo cu... Bă, omoară-l pe ăla, așa. Am avut destul de mare ghinion acolo. Chiar m-aș supăra dacă aș fi de meci asta, pentru că tipul ăsta are level fucking 9. Nu-i posibil așa ceva. Nu-i posibil să ai level 9 și să mă bați. Ok, eu pornesc pe un... Pe un 2 crown, cred. Mă duc așa, uite așa, pe apărare un pic. Puc. Puc, tragem uite aici knight-ul pentru că vreau să tragă și King Tower-ul în ei. Să-i omorâm cât mai repede posibil. Îi dăm gigant. Nu cred că apucăm să ne ducem și cu ăsta, nu? Sunt de ce formă. Bun, deci mai degrabă îi dau un de ăsta. Mult mai important, cred eu. Mă. Punem bombă repede, repede, bombă, dă-i acolo. Ok, hai să vedem, hai să vedem. Nu, no. Da, o să-mi spargă bombărul.
pun arcașele, că altă soluție chiar n-am. Mamă, mamă, ce fac? Ce fac că n-am ce să-i fac eu ăsta? Hai, hai arcașe, hai arcașe. Bine, bravo, bravo. Bun, bun, bun. Bun, bun, bun de tot. Bun de tot dacă e ceva. Și facem așa. Come on, baby, come on. Hai mă că putem. Hai mă, oprește-mă tu acolo, fă-mi ce vrei. Zapit. Ok, a fost un zap, ok. A fost un zap decent. Dacă aveam ceva mai OP. Ok, ok, hai că-l ținem acolo pe loc, ok. O să dăm mult. Bun. Ok, tu ce crezi că faci pe partea aia, frate? O să pun scarmici, nu mai faci nimic, adică gen, ești mort. Punem bomber. L-am pus prost rău, bă. Bă, dar prost am jucat-o pe asta. No. Ok, pun asta, uite așa. Și, mamă, cât îmi dă tipul ăsta, e nemun. Ok, no, e ok, îl sparg aici pe partea asta. Să apărăm Wizu. Bun. Hai să vedem dacă Wizu apără. Bun. 3 crown, e 3 crown. E 2 crown, de fapt. Asta vreau să zic, dar mă, e măcar 2 crown. Bun. GG, man. GG. Bun, e destul de OP de cu ăsta. Chiar îmi place. Îmi bat majoritatea adversarilor. Glumesc. Îmi bat majoritatea adversarilor că și e foarte bună chestia asta. Chiar mă ajută. Hai să vedem, se bagă Vlad la un draft. Hai să vedem, mă, jucăm cu Vlăduț. Luăm pe ăsta. Luăm Lightning-ul, că știm potențialul. Prințesa pentru că îi dau counter ăluia. Și cu Tornada pentru... De fapt cu Zap-ul nu-mi dă mie ca... N-are la ce să-mi dea counter, deci ăsta. Hai să vedem ce-mi dă el acum. Eu iau Tornada că știu că e super OP. Hai să vedem ce-mi dă mie Vlăduț. Legendary Arena 11, Vlăduț, ești bombă. Ești o bombă, Vlăduț. Deci ăla cu ori 2, interesant. Bun, încercăm așa, nu știu ce să zic. Și punem ăsta cam pe... Mă, care am dat o bucată. Și fii atenți că și el n-ai avea cum să-mi dea cât dă prințesa boss. E greu, potorește-te. Bun. Hai să vedem. Hop. Hop. Nu! Come on! Hai frate, serios? Deci mi-a targetat ăla. You fucking piece of shit. Mamă, mamă, ce mi-o dă aici. Mamă, mi-o dă urât rău. Bă, măcar să-i scot ăla, dar nu-i scot. Mamă, mamă, ce mă fac, ce mă fac, ce mă fac. Ce ciudat, mi-a picat un deck foarte prost, efectiv. Deci chiar n-am ce să fac cu decul ăsta. Hop. Ok, am blocat ăla. Le prind pe toate? Da, da, oricum ăla e pe moarte, deci... Da, o să trească să pun un mini P.K.A, dar nu cred că apuc să-i fac cine știe ce cu... Nu știu dacă cred că o să-și pune ceva să se apere. Ok, sper că m-am apărat eu. Momentan. Momentan sunt pe defense. Bine, el are rachetă, deci o să mi-o dea urâtă. Eu încerc. Mamă, ce mă enervează, are dragon. Mi-a dat cele mai proaste cărți. Am 100 de spell-uri, să mor eu. Deci am 300 de spell-uri, frate. Bun. Should I... Băi, frate. Băi, frate. Punem goblinii. N-am cu cine. N-am cum. N-am. Vlăduț, nu există o opțiune de ieși din joc mai repede, că Vlăduț, mâncați aici deck-ul tău. Deci nu, bine, omul nu știe că filmez probabil, că mi-a dat un deck, de, oricum și ăștia n-a dat niște, un deck așa de slab și de mort. Nu mă vreau și să fac un meci frumos cu voi. Eu cam aici cu Vlăduț, dăm poison. Oricum n-am ce să fac. Pot să încerc niște lightning-uri. Cred că e singura opțiune dacă stau să mă gândesc. Nu știu, eu încerc. Spong, spong. Da, mă rog. Lasă-mă bată, o să mă apăr un pic cu prințesa acolo, pentru că oricum e useless să mai joc, că meciul practic pierdut, deci chiar pierdut, n-are niciun sens să mă mai chine. Dar totuși, de ce să nu fac asta, pentru că e amuzant. Du-te mă, de unde ai atâția de ăștia, mă, n-ai cum ai hack. Bun, lume. Bun. Îi dau direct lightning pe turn. Măcar să iau turn așa la mișto, nu cred că îl iau. Băi, dar ești nebun. Ești puțin căpiat așa, mamă, mâncați și om. Mamă! Da, n-am nicio șansă. Nu-i așa? Ok, da, gata, n-am ce să fac. Ok, mă rog, oricum era foarte slab de cup pe care l-am primit. Chiar n-aveam ce să fac cu el. Mă chineai ca prost, efectiv. Vlăduț din clanul tău, adică din clanul nostru, ești... nu ești om, nu ești om, Vlăduț. Bun, hai să cer și... De ce dracu scrie Cosmina suge? Așa. Hai să cerem Hog, fiindcă vreau să-l fac la level 8 cât mai repede.
Bun, hai să băgăm un de ăsta la mine în junglă, nu mai jucăm arena lui Vlăduț, că Vlăduț e puțin blanjiu. Ok, hai să luăm asta. Oh my goodness, ce să fac, ce să fac, ce să fac, rupe, rupe executionerul ăsta. Dar și un gigantar rupe. Nu știu, iau pe ăsta, mă gândesc. Ok, îl iau pe ăsta pentru că aș avea mult splash. Se iau racheta sau... Am decul prea mare, am cost prea mare și nu mă ajută. Dar cu racheta el e foarte OP, dar am costul mult prea mare, așa sincer, și n-aș putea. Bun, hai să încercăm, încercăm. Ah, de fapt, cost prea mare, sunt la ora 2 mâncați și de prost, nu știu. Fuck. Ok. Nu-i problemă. Îi dăm acolo damage. Mi-ar plăcea să am și eu Night Witch-ul, deci mi-l doresc maxim. Mi se pare o carte mult prea jmecheră. Pizdoasă așa. Hai să vedem dacă o fac așa. Ia, cât îi dăm? Mamă, îi dăm ceva. L-am omorât deja. Păi, foarte bine, atâta și trebuie. Trebuia doar să-l omorâm. Mai e cu dăștea deja, păi ce facem? Muschetier, hai. Nu, îl scoatem, îl scoatem. Bă, l-am scos, e bine. Dacă intră muschetierul în față, dar n-avem și eu noroc odată să se întâmple cum vreau și eu. Ok, mă duc pe partea de stângă, gen pun un Goblin Hat, dar pe e bun și pentru defense pe partea asta, deci... No problem. Ai dat un predict, mai bine nu-l dădeai. Am înțeles, bun. Și cred că mă duc așa. Bun, executioner, du-te tu primul, te rog frumos. Ascultă-mă și pe mine o dată în viață. Mamă, ce ombă. Mamă, l-am rupt, l-am rupt, l-am rupt, nu mai jucam în locul lui. Mamă, dacă prinde executionerul aia, era chiar bine. Bun, eu pun hatul ăsta, uite, aici. Pun și ăsta. Mamă, ce are, vezi că e bine păpuși. Mamă, ce-i fac? Ce-i fac? E păpuși, omul, e păpuși. E păpuși, mă pușează, bun. Deci punem aici ăsta, că nu știu ce să fac. Fire spirite. Săriți pe gigant, fire spirite. Da, ai cam dat și clona. Da, mă bate rău. Băi, și bun, e și bun cel vlăduț ăsta, e cam bine, arena 11, bun, eu sunt 9. Și oricum mă grăbesc să urc pentru că am care nivel mult prea mic, pentru că eu mai mult am level mare, că am băgat bani, nu mai mult, nu că am jucat eu ca nebunul, că eu n-am jucat ca nebunul jocul ăsta. Și fac viteze, și fac vlăduț, că mă enervează. Zi-mi unde îl pune, ok, fac asta. Fac la mișto acum, că oricum pierd. Hai să vedem cum dau 2 executioner. Atâta timp cât sunt proști și dau amândoi în același loc, sunt proști. Ok, deci cam atât a fost cu acest clip, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like din nou. Eu am fost Alexia, noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa, gangsterii mei.